Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Noi despre Noi. Medice sano te ipsum. Medice, vindecă-te pe tine însuți. Această maximă considerată mai întâi de Iisus Hristos, rostită la părerea noastră, reflectă cu exactitate felul nostru al oamenilor de a fi. Mai exact, felul nostru de a nu fi, cum ne îndrumează credința ortodoxă. Ori noi așa și n-am însușit o lecție simplă. Pentru a schimba ceva, mai întâi de toate, ar trebui să ne schimbăm noi înșine. Pentru a ne vindeca, trebuie mai întâi de toate să ne răspundem la câteva întrebări fundamentale. Dorim să ne vindecăm, ori nu dorim? Dorim să ne schimbăm, ori nu dorim? Putem să ne schimbăm, ori nu putem? E posibil sau imposibil această schimbare? Părerea noastră, fie considerată puțin pesimistă, este că deocamdată se vede imposibilă schimbarea. Imposibilă atâta timp cât suntem robii sistemului. Și nu-i vorba de sistemul politic, comunist, liberal sau socialist. E vorba doar de sistemul care menține pe valul de plutire barca de organizare a statului. De la primii vlăstari, această mașinărie ne macină, ne îndoaie, ne dezdoaie, ne modelează atât de iscusit încât nici nu ne dăm seama cum devenim detalii ale mecanismului sistemului. Roticele care asigură buna funcționare a lui. Cel care se opune, care nu se vrea șurub, devine periculos sistemului și capacitatea de autoapărare a sistemului pur și simplu îl elimină. Îl scuipă ca pe un anticorp, direct la groapa de gunoi. Paradoxul cel mare e că sistemul a fost creat de om, chipurile pentru bunăstarea lui. Dar vine un moment când omul nu mai poate dirija cu invenția sa, nu mai poate hărțui sistemul. Astfel, sub șenilele mașinăriei cade chiar autorul invenției. În așa fel ne pomenim într-o bună zi că sistemul devine inamovibil. Și poate totuși remediu există. Da, nu poate fi distrus. În schimb, poate fi înlocuit cu un alt sistem, poate mai bun și mai de folos omului. Zicem poate, dar nu neapărat. Știm, unora pot părea aceste gânduri prea sofisticate, poate prea filosofice chiar. De aceea venim cu un exemplu mai concret și mai de toate zilele. Sistemul educațional, care și el, la rândul, este alcătuit din câteva microsisteme mai mici. Printre acestea e și sistemul de alimentație din instituțiile de educație. Sistem învechit, moștenit încă de pe timpuri, care până astăzi funcționează ca mecanismul unui ceas. Aceleași combinate, 3-5 la număr, care aprovizionează cu alimente cantinele școlare, astăzi cum aprovizionează cu decenii în urmă. Aproviziona. Aceleași scheme, aceleași metode, aceleași probleme și aceleași calitate proastă a alimentelor. Ajungem la ceea, că afirmăm ceva mai, ceea ce afirmăm ceva mai sus. Sistemul de asta dată nici măcar nu a fost înlocuit cu unul mai bun. El, în perfecțiunea sa, ireproșabilă, a supraviețuit tuturor schimbărilor zise democratice. De ce? Pentru că nimeni nu a dorit cu adevărat să-l schimbe, să-l modifice, să-l înlocuiască la urma urmei cu un alt sistem. Ceea ce se întâmplă acum, din păcate, ne pune pe gânduri și ne dă multe întrebări. Tema... Acesta a fost cuvântul înainte, iar tema discuției de astăzi are tangențe cu cuvântul înainte și vreau să vă prezint invitații din studio. Silvia Grigorieva, consilier PSRM, Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi. Bine am găsit. Ala Revenco, fondatorul Asociației Părinții Solidari, bună seara și bine ați venit. Mulțumesc că ați găsit timp, că astăzi a fost zi plină pentru dumneavoastră. Da, foarte. Da, și Viorica Negrei, șef interimar al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat propunerea, că v-am invitat de mai multe ori astăzi. Vă mulțumesc că ați avut timp și independență de programul care l-avem să veniți la noi în studio. Vorbim despre organizarea și efectuarea procesului de achiziții publice în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, în care se admit încălcări grave și doamna Revenco astăzi a avut împreună cu colegii săi din Asociația Părinți Solidari și colegii de la Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă. Așa, ați avut o conferință de presă în care ați adus exemple, ați spus lucrurilor pe nume și vreau să vă zic că am rămas puțin derutată și șocată de declarațiile dumneavoastră din această conferință și m-am gândit că scandalul cu grădinițele n-a schimbat nimic din sistem, da? De alimentație atunci. Și acum lucrurile iarăși iau o întărsătură cam la același nivel de corupție și de lăsare. Ne spuneți,
Deci, putem schimba noi ceva sau putem. Sistemul nu se schimbă? La sigur. Sistemul nu este atât de rău cum s-ar spune. Problema principală noi o considerăm lipsa de monitorizare și lipsa de eficiență a lui. Că sistemele nu sunt rele gândite și pentru a le schimba ceva noi trebuie să schimbăm în totalitate tot sistemul nostru de educație. Dar factorul uman este principalul factor în acest sistem. Deci nu se vrea, merge sistemul, merge căruța și lasă-o să meargă. Scârțe, mai trebuie împinsă, dar merge și e ok. Dar care este calitatea serviciului prestat de acest sistem, puțin pe cine interesează. Uh-huh. Noi am, știți, cam anii precedenți am pus accent pe alimentația din grădinițe. Acum, fiind implicați în monitorizarea achizițiilor, evident că am pus accent cel mai mare pe achizițiile din alimentație. Și cu părere de rău am depistat acele deficiențe despre care am vorbit astăzi. Și evident că pe noi ne deranjează, suntem foarte îngrijorați de faptul că chiar dacă noi vorbim de 2 ani de alimentația copiilor, în acest sistem n-au intervenit niciun fel de schimbări, monitorizări, îmbunătățiri și alte momente. Nu se poate, că s-a fost și comisie parlamentară și la guvern s-a discutat. Nu știu, prim-ministru a organizat niște ședințe mese rotunde și până la urmă cineaua a făcut arestarea la judecătorii se examinează cauzele, dar sistemul a rămas intangibil, de fapt, dacă să-i spunem așa. De ce nu se fac schimbările acestea, doamna Revencu? După părerea noastră, nu se dorește și toate lucrurile care au fost aruncate ca așa pentru momeală, pentru populație, că uite, se lucrează acolo și nu s-a întâmplat nimic. Din ce cauze o să... Sunt două momente. Fie că nu se dă importanță acestei întrebări, fie că e prea mare interesul financiar a celor care stau în spatele sistemului și sunt prea multe pârghii de influența funcționarilor pentru a nu schimba sistemul. Din două una. Doamna Grigorieva, sunt bani prea mari acolo se învârteți? Sau ce se întâmplă până la urmă? Banii, desigur, sunt mari, fiindcă se folosesc bani publici, dar este problema cea mai mare, că ei nu sunt monitorizat însăși procesul. De fapt, se începe peștele să strică de la cap, de acum ne-am săturat să repetăm acest lucru. Haideți să începem de la faptul că domnul Fleaș, care a fost până recent, de fapt, șef, el și acum este șef interimar, după ce s-au luat... Șef adjunct, da. Dar, până la urmă, oamenii, dacă se încerca și dumneavoastră, se încurcă. El a îndeplinit funcțiunile până mai de ună zi. Eu vreau să vă spun, numai cheltuiel delegare a avut de 88.000 s-a plimbat când a devenit șef în România, Baku, Sankt Petersburg, Suedia, Portugalia, Italia. Așa, puțin. În câteva luni. Așa volea că să... Adică când omul acesta să lucreze, când să se ocupe de probleme, când să monitorizeze sistemul de achiziții, nu lucrează sistema din simplu motiv că ea nu este controlată. Elementar, trebuie să fie... Nu poate un funcționar public acolo la direcție, sunt câte 2-3 doamne care se ocupă de aceste achiziții, ele nu poate, sau o comisie acolo, cât ele, nu poate ele să fie perfecte în toate cele. Undeva se scapă, undeva se greșește, undeva se mai fac niște interese. Doamna Revencu a venit cu niște scăpări din păcate nu am privit. Nu, fiindcă am fost prinsă, am avut astăzi primirea cetățenilor. Dar probabil în Consiliul Municipal s-a mai discutat aceste lucruri. Se discută și elementar, am repetat și mai spun, nu își îndeplinesc obligațiunile de serviciu elementare, o mulțime de funcționari de la noi din primărie. Și în primul rând acest domn Fleaș, care el probabil nici nu este din domeniu, nici nu știe ce să facă. El știe să ducă în deplasări, să plimbe. El trebuie elementar eliberat și să fie judecat, cu toate că am trimis o mulțime de scrisori sancționat chiar și judecat, eu cred, că sunt pe el dosare și scrisori și documente trimise la CNA kilograme. Nu știu de ce până acum nu s-a luat nicio măsură. Eu cred că a venit și timpul lui, așa cum a venit și timpul la mulți funcționari din primărie. Până una alta, până el mai face niște baluri prin garajă și duce prin deplasări, oamenii lucrau așa cum puteau. Poate cineva trebuia să fie... Stai, că noi aici, doamna Grigorieva, vorbim și despre un sistem și despre niște combinate care funcționau încă de pe timpul și doamnei Tvirdocleb. Păi, înțelegeți că ele funcționează și până azi din inerție.
el funcționează așa cum este. Și sistemul ar funcționa mult mai bine dacă ar fi monitorizat, controlat și să vină cu niște inițiative de îmbunătățire. Eu cred, știți că la noi ni cald, ni bine, am o funcție, merge leafa, am un cabinet, eu știu că acolo merge rău treaba. Dar de ce să merg eu cu inițiativă? Să-mi fac de lucru suplimentar. Inițiativa nacazuimă este o vorbă bună la rușă, cred că e bună și pentru noi. Fiindcă atunci când am întrebat-o pe doamna Tverdohuleb cine monitorizează grădinițele private și școlile, a spus că asta nu este de competența mea. Dar de ce n-ați venit cu o inițiativă să luați cumva, măcar cineva să controleze, măcar procesul de date sau altceva, sau altceva? Într-adevăr, de ce să ne facem noi probleme singuri? Sistemul merge, este, până ce nu a crăpat undeva, s-a făcut rană, nu a curs sânge și s-a întâmplat situația cu copiii. Și iată s-a radicat societatea civilă și foarte bine lor, bravo lor că se ridică, fiindcă dacă nu o să se ridice părinții, că să-și apere drepturile copiilor, că astea sunt drepturile copiilor noștri care sunt încălcate până la urmă. Se hrănesc cu hrana alterată, cheltuielile care noi dăm bani din buget, noi votăm mărirea cotelor pentru hrana copiilor, noi alocăm bani pentru să se mărească plata pentru serviciile de bucătari și nu se plătesc banii. Fleașă în Londra în vremea asta, dar oamenii nu primesc banii la vreme. Atunci când toate șurubașele din această sistemă ar lucra și cineva le-ar controla permanent, atunci eu cred că ar fi totul bine. Domnul Negrei, este necesar deja și dumneavoastră să interveniți acum în dialogul acesta nostru. Ce se întâmplă în momentul în care vorbisem înainte de emisiune, când de niște lucruri trebuie să fie responsabili niște oameni anumiți, da? Dumneavoastră îmi ziceați că sunt, dar în situația în care nici dintr-o parte nu vine un control eficient, atunci ajungem la momentele acestea când sunt învinuiți doar unii și aceiași oameni și trebuie dumneavoastră să spun unele și aceleași lucruri sau până la urmă Direcția Generală Educației, Tineret și Sport se simte un pic cu musca pe căciul în toată treaba aceasta? În sistemul de administrare a statului există așa terminologie ca separația puterii în stat. La nivel de stat sunt instituții care sunt direcționate nemijlocit spre activități de bază, ca și control, de exemplu, sau ca și implementare de politici, ca și sancțiuni sau partea de justiție cu referință la stabilirea cine e vinovat și cine nu e vinovat. Iată, aceste structuri de control la nivel de stat și la nivel de primărie au avut o șir întreg de verificare a sistemului educațional, inclusiv și alimentației copiilor pe parcursul ultimilor ani și nu numai pe parcursul ultimilor ani. De aceea, pentru noi este important care sunt constatările acestor structuri, fiindcă și noi suntem o instituție de stat care nemijlocit trebuie să punem în aplicare recomandările unor structuri de control. În momentul în care facem niște acuzații, cred că este bine ca să avem dovada acuzării, în așa fel încât să fim corecți față de noi și față de cei pe care îi acuzăm. Mă refer acum la alimentația elevilor și când zicem că nu au fost controle, cred că este bine ca să... Ar fi fost bine ca să știu problema respectivă, să vă aduc șirul de controle care le-am avut din partea cui și care au fost constatările acestor controle. Pot să vă spun deci, doar cu siguranță. Negați acum că controlele sunt efectuate. Absolut. Și... Exact. Deci verificările sunt foarte dese din partea Centrului Sănătate Publică, din partea Agenției Siguranței Alimentelor, din partea Auditului Primăriei, din partea Inspecției Financiare de Stat și multe alte structuri, nu mai vorbesc deja de structurile de drept, inclusiv CNA, Procuratură, care se autosesizează sau sunt sesizate pentru anumite segmente de verificare. În mod deosebit, în ultimii 2 ani suntem în continuu verificare, chiar suprapuse pe alocuri din partea structurilor. De aceea, cred că nu este corect ca să zicem că suntem lipsiți de controle. Eu vă rog frumos, aici suntem la dezbateri, dacă ceva nu vă este să interveniți. Eu doar un singur lucru la control aici. Mă scuzați că aici, știți cum, acolo unde doare, mă doare și pe mine. Țineți minte grădinița de pe strada Ștefan cel Mare, colț cu Bulgară?
Grădința numărul 23. Numărul 23. Când ultima dată atunci, doar pentru faptul că noi am sensibilizat opinia publică, au fost controale și au verificat calitatea. Și s-a făcut reparație. Și s-a făcut reparație. De câte ori ați fost la controale acolo? În instituția dată am fost nu numai în control noi, dar au fost inclusiv și dumneavoastră ați făcut sesizare inclusiv și la structurile de drept pentru modalitatea în care ați fost abordat. Dacă nu mă duceam noi, echipa noastră de filmare, credeți că se mai efectuau până la urmă acțiunile, se mai făcea ceea ce s-a făcut? Eu vorbesc acum de calitatea controlului. Corect. Îmi este greu să zic acum dacă se făceau sau nu se făceau, fiindcă până la urmă și vizita dumneavoastră, toți sunteți o parte din așa va considerați a patra putere în stat și sunteți... Deci, e bine mersi, merge ca anul, dacă nu vin jurnaliștii, nu putem să zicem lucrul ăsta. Deci noi suntem în municipiu peste 320 de instituții de învățământ. De aceea, 320 de instituții pentru a interveni pe toate segmentele de necesitate concomitentă este destul de dificil. De aceea se merge prioritar în dependență de necesități. Dar avem și astfel de situații când, prin intervenția cuiva, cei care gestionează instituția dată sunt puși în situația de a revedea modul de... zicem, de executare a bugetului sau modul de cheltuire a banilor. Și atunci, odată ce s-a intervenit în instituția pe care dumneavoastră ați vizitat-o, pot vă spun cu siguranță că s-a tăiat din prioritățile altei instituții. Și trebuie de văzut în ce măsură este bine pentru instituția în care s-a intervenit și în ce măsură s-a lucrat și s-a acționat în defavoarea altei instituții de la care s-a tăiat posibil. Asta ține deja de competențele și profesionalismul celor care lucrează acolo. Limita bugetului este foarte exactă. Noi nu putem să sărim peste limita bugetului. Odată ce au apărut bani pentru instituția X, înseamnă că s-a luat de la instituția Y. Cu siguranță nu au venit bani suplimentari. Bine, despre această grădiniță vom vorbi într-o emisiune aparte. Acum să revenim la banii și achizițiile publice. Doamna Revenco, parcă există armata cei de 25.000 de funcționari care sunt chemați să urmărească buna desfășurare a procesului de alimentație. Nu, parcă de există la general, în da, hai să zicem așa, mii, da. Și poate mai puțin. Poate există sistemul de licitație. Ce se întâmplă până la urmă că nu sunt contabilizați niște bani care constituie sume de milioane anual? Nu este problema că nu sunt contabilizați banii, oficial pe hârtie sunt. Noi problemele care le-am sesizat azi a fost lipsa de concurență, adică când noi nu avem concurență efectivă și cine vine și își depune oferta, este o împărțire reală a pieței, care este terminată când înțelegere prin care operatorii împart piața achizițiilor după regiuni geografice, în cazul nostru după sectoare, da, sector. În municipiul Chișinău, autorități contractante și agrează să nu depună ofertă pentru alte proceduri decât cele pe care le-au fost alocate conform înțelegerii. Asta și avem la piața de servicii alimentare în municipiul Chișinău. Că fiecare sunt. Și eu consider că asta nu e, poate cineva nu o consideră o încălcare gravă, dar faptul că noi nu putem alege pentru copiii noștri să le asigurăm o concurență, să le asigurăm un meniu real, bun, cel mai bun meniu pe care îl pot propune aceste combinate alimentare, este grav, fiindcă noi am văzut meniurile. Erau 30, de exemplu, la prânz, 30 de grame de carne la unii. Sau este foarte puțin. Nu vă închipuiți 30 de grame de carne. Este extrem. Dar cum se întocmește așa? În baza la căror aici am depistat problema, fiindcă am văzut, inițial ne-am implicat în aceste, am examinat aceste meniuri, am depistat mai multe erori chiar de o formare, de calculare, după care ele au fost întoarse către Centrul de Sănătate Publică și s-a dovedit, din câte am înțeles eu din discuțiile grupului de lucru, că ele mai că nu sunt contrafăcute. Se punea prima foaie care era cu semnătura Centrul de Sănătate Publică, iar de sub deja Centrul Economic punea ce considera necesar că vrea să presteze de acest... Atât de josnic putem să cădem da, ca să... Da. Așa, și au fost întoarse și au fost refăcute aceste meniuri, deja chiar au fost scusute, dar eu cred că ei oricum o să aducă în copii și iar din nou nu suntem, fiindcă până noi le avem publicate pe pagina Centrului Sănătate Publică sau pe pagina web a direcției, nu avem publicate meniurile model pentru fiecare întreprindere de alimentare, până atunci noi putem spune că la sigur el alimentează conform ne prestează servicii cum au fost aprobate de Centrul Sănătate Publică. De ce nu avem, doamna Negre, de ce nu avem publicate, elaborate un model de meniu pentru aceste? Nu, ele sunt elaborate. Noi pur și simplu trebuie să le preluăm și le publicăm. Să le publicăm. De ce nu sunt preluate și publicate? Aceste meniuri model sunt niște meniuri care se pun în aplicare de către fiecare combinat sau pentru fiecare instituție în limita
aproximativă, zi la zi, nu se respectă. De aceea, meniurile se afișează zilnic în fiecare instituție de învățământ, fiindcă ele pot fi foarte diferite. Și aceste meniuri, chiar dacă ați declarat astăzi că nu sunt afișate în instituțiile de învățământ, pot să vă spun cu siguranță că sunt afișate. Este adevărat că în instituțiile de învățământ timpuriu, afișarea a meniurilor se face nu numai în spațiul de alimentare, fiindcă spațiul de alimentare la de pregătirea mâncării, la grădinițe, este separat de spațiul de alimentare pentru fiecare grup, de aceea meniul se regăsește în fiecare grupă. În instituțiile de învățământ școlar, deci în spațiul de alimentare a copiilor și spațiul de pregătire este vecin. De aceea meniurile sunt afișate în spațiul de alimentare a copiilor. Aceste meniuri sunt publice, sunt afișate în fiecare zi, este indicat prețul și este indicat pe alocuri și gramajul pentru alimentare. De aceea, pe alocuri? Mai mult sau mai puțin ca deșifrare. Deci poate fi indicat gramaj total sau poate fi indicat gramaj pentru fiecare produs în modul în care își organizează combinatul Deci cu siguranță sunt. Noi ne-am referit puțin la alt aspect. Noi am spus anume că nu sunt afișate, nu sunt publicate pe pagina web, anume meniurile MOSR meniul model, fiindcă când aplică la licitație acești agenți economici, aceste combinate, noi să putem verifica, ei într-adevăr ne-au dat meniul model aprobat de Centrul Sănătate Publică? Sau un părinte dacă merge în instituție și poate face o poză la meniul afișat în cantină și să verifice cu meniul model, măcar aproximativ coincide sau nu coincide. La asta ne-am referit că nu sunt afișate. În cantine ele sunt afișate. Ați venit dumneavoastră în ajutorul nostru și ați fotografiat toate meniurile și ați făcut publici. De aceea noi le-am ele sunt făcute toate publici. Cel puțin majoritatea meniurilor ar trebui să fie. Este de datorie atât a Centrul Sănătate Publică, cât și de datorie direcției ca să ele să fie publicate și să fie. Sistemul educațional este acces. Un sistem foarte amplu și noi pe lângă alimentație ne ocupăm cu foarte, foarte multe alte activități și este imposibil ca tot ce ține de activitatea nemijlocită a sistemului educațional să fie făcut public, fiindcă eu sunt sigură că părinții interesează nu numai alimentația, dar interesează și foarte multe alte aspecte, ca ceea ce spuneați dumneavoastră, cu lista de produse igienice, cu lista de medicamente, cu conținuturile, cu implementarea curriculumului, cu rezultatele școlare. Deci ca și volum de informații din sistem este enorm și toată informația este din interesul părinților. Pentru a publica absolut fiecare aspect public este imposibil ca și spațiu, ca și volum și ca și a pune în evidență elementul esențial. De aceea, părintele care vrea să afle care este meniul, cu siguranță va intra în momentul când vine la școală, în cantina sau în spațiu în care se alimentează și va vedea și meniul care se alimentează copiii. Părinții au dreptul să intre în spațiu în care se alimentează copiii, fiindcă în multe școli acest lucru este interzis, inclusiv fotografierea sau de a face poză la acest meniu. Părinților le este interzis inclusiv și accesul în unele școli, nu doar în cantină. Directorul instituției de învățământ are obligația de a asigura securitatea vieții și sănătății copilului. Această securitate este asigurată și prin limitarea accesului instituției de învățământ. Eu cred că în momentul în care ați face o solicitare la director și v-ați recomanda ca și părinte, fiindcă nu are să fie limitat accesul categoric, este limitat accesul de către persoana care este nemijlocit la intrarea în instituția de învățământ și persoana care nu vă puteți legitima că sunteți părinți sau nu puteți confirma, este o problemă. În momentul în care a intra în instituție, în momentul în care faceți acest apel către conducerea instituției pentru a vă permite intrarea, nu cred că cineva a avut limitată. De ce atâta complicare? Nu mai simplu să le scanăm și să le publicăm și să fie în acces. Da, dumneavoastră vreți publicarea meniurilor. Altă mamă va vrea publicarea notelor. Treia mamă va avea publicarea temelor pentru acasă. Care tot sunt asemenea. Deja trecem în fanatism. Exact aici aș vrea să ajung. Meniuri poate fi ca ele să fie publicate. Trebuie să așa de mult. Deci, ca să înțelegeți corect, eu nu sunt împotriva publicării meniurilor, dar eu încerc să motivez de ce aceste meniuri nu au fost publicate, zicând că meniurile sunt la fel de importante ca multe alte aspecte din sistemul educațional și ca să selectăm doar meniurile pentru a fi publicate. Da, domnule Grigorie, vă rog frumos. Eu aș vrea să zic puțin despre achizițiile publice. Noi la Consiliu am votat o hotărâre, o decizie în care, de data de 15 decembrie achizițiile de 15 februarie. Eu sunt de anul 15 februarie. 15 februarie.
O să fie achizițiile cu valoare mică de produse până la 80.000, de servicii până la 100.000, o să fie obligatoriu executate online. Adică de acum este un pas bun ca să îmbunătățim situația cu alimentația mai calitativă. Fiindcă aici nu ține de alimentație, aici ține alimentația de lume inclusiv și asta, toate serviciile să fie mai calitative, fiindcă o să fie mult mai transparent, în primul rând, o să fie și economie de resurse, de bani, și de transparență. Și transparență. Da. Asta este un pas de acum bun înainte. Eu nu știu cu publicarea acestor meniuri. Mie mi se pare cât mai divers meniuri trebuie să fie și dacă un combinat se străduie ca să fie 10-20 de meniuri, să fie cât mai diverse și dacă el o să stea să le publice pe toate, nu cred că asta este atât de posibil. Era vorba, din câte înțeleg eu, de meniu model. Astăzi e mai puțină carne, fiindcă este mai mult Doamna Singa, este un meniu model aprobat pentru fiecare an de către fiecare combinat, în dependență de tipul instituției. Și acest meniu trebuie făcut public, ca fiecare părinte să vadă că, uite, în sectorul respectiv, întreprinderea respectivă face așa un meniu, dar întreprinderea respectivă face așa meniu. De ce ar fi necesare ele? Fiindcă aceste întreprinderi municipale, aceste întreprinderi care la moment au statut de întreprindere municipală, ele sunt lipsite de transparență. Dacă la achiziționarea produselor în grădiniță se fac licitații directe de către Direcția de Educație, sau Direcția Generală, nu știu dacă face astfel de achiziții, dar și noi putem să vedem, fie pe pagina achiziției publice, fie pe pagina direcției de sector, fie putem să mergem în grupuri de lucru, atunci la aceste 5 combinate, doar Piața Centrală, dacă nu greșesc, avea ceva achiziții publice trecute prin sistemul de achiziții deschis. În rest, noi nu știm. Noi nu cunoaștem la ce preț procură aceste produse, în ce cantitate și la ce preț le vinde. Adică aici, plus aici am vorbit noi de evaziunea fiscală care este în cadrul acestor combinate. Foarte mulți este un flux mare de bani, fiindcă foarte mulți copii mănâncă contra cost, o parte sunt acei care sunt asigurați de stat, dar o parte mănâncă contra bani și este destul de, eu cred că cam jumate la jumate proporția. Și această jumătate nu este contabilizată. Cât vrea combinatul, atât arată volumul de vânzări. Asta este o problemă mare și nu știu, doamna Grigoriova a fost când am ridicat întrebarea respectivă la una din tot din ședințele, din discuțiile publice. Dacă îmi permiteți să intervină în segmentul respectiv, vorbim despre, iarăși venim cu acuzații, ceea ce aș zice totuși să fără dovezi. Aici chiar nu sunt de acord. În momentul când vorbim despre evaziuni fiscale, aceste evaziuni fiscale trebuie să fie confirmate iarăși de cei care sunt în drept de a face astfel de afirmații. Este ușor să ne expunem fără ca să ne asumăm anumite responsabilitate față de cele declarate. Aceste combinate, nu, ca să mă înțelegeți corect, nu vreau să vin în pe poziția de a apăra aceste combinate, fiindcă sunt până la urmă parte componenta structurii sau în subordinea primăriei. De acolo se fac lucrurile nu prea clare, de aceea și mă miră că îi apărați. Și dacă nu sunt foarte clare pentru părinți, pentru noi, pe anumite segmente sunt destul de clare. Dar până la urmă, părintele trebuie să fie mulțumit și copilul alimentat corect. Părinții sunt deranjați că ei nu primesc bon pentru faptul că... Mă bucur ideea că sunt părinți. Deci totuși există recunoașterea indirectă din partea doamnei Revencu, care lasă libertatea de a zice că sunt părinți și mulțumiți de prestarea serviciilor. Nu vorbesc de prestare civilă. Sunt părinți care sunt deranjați de faptul, fiindcă noi tot știm că pentru orice procurare, pentru orice ban dat unui agent economic, primești bon fiscal, care contabilizează rulajul financiar sau, cum se spune, volumul de tranzacție financiară acestui agent economic. Dumneavoastră, puteți spune că agentul economic, de exemplu, nu știu, adolescența sau liceist, include în raportele sale bănuți toată rulajul financiar. Categoric nu pot să confirm acest lucru, fiindcă nu suntem noi cei în drept. Ca să termin ideea. Deci eu categoric nu pot să confirm ideea că combinatul face raport financiar bănuț în bănuță a venitului. Eu pot doar să confirm cu siguranță că dreptul de a nu avea bon fiscal este un drept
care există pentru aceste combinate, lucru știu de noi. Deci lucru știu de noi, fiindcă în caz contrar noi am fi trebuit să anunțăm structurile de drept pentru faptul că în instituțiile noastre nu se utilizează aceste bonuri de plată, nu sunt date copiilor în momentul când se fac procurări. De aceea nouă ni s-a prezentat baza legală în temeiul căruia activează combinatele respective cu drept de a nu elibera aceste bonuri de plată în baza de sistemul ăsta de mașinării care face calculul și înregistrează. De ce? Cred că ar fi fost foarte corect dacă tot discutăm atât de mult despre combinate, ceea ce spuneam în discuția noastră privată, ca să fie și un reprezentant acestor combinate care ar putea să vă răspundă nemijlocit la întrebări la care noi, sau ce puțin eu acum nu pot să vă răspund, fiindcă nu sunt nemijlocit antrenat în activitatea lor. Atât mai mult că aceste combinate au fost în aer până de mult. Abia acum ele au fost luate sub tutela municipală. Și eu cred că acum se vor face și alte controle din partea auditului municipal. O să vină și rândul lor. Câte puțin se face câte un pas. E chestia că până acum, de fapt, noi nu avem niciun drept fără. Ele prestau servicii, dar ele nu erau combinatele municipale. Astăzi, de acum, sunt sub egida municipiului. Dar cui se spuneau ele până acum? Nimănui. Nu erau direcției comerț a primăriei? Nu erau în gestiunea direcției, dar mie parcă erau în gestiunea direcției comerț. Nu, cele figurau în bugetul. Ele erau întreprinderi în proces de tranziție de la subordonare de stat către subordonare municipală. Deci erau spre decizia Consiliului Municipal în drum. Am înțeles. Dar explicați-mi, vă rog, dacă aceste combinate acum deja, cum zice și doamna Grigorie, vor fi monitorizate în cazul în care sunt mai... avem toate șansele în urma unor așa rapoarte și ca să-i punem să execute toate obiecțiile pe care au fost aduse? Avem așa? Eu îmi vine greu să vă zic. Vedeți că dumneavoastră obiecțiile au fost expuse de reprezentanții societății civile și nu de, vorbesc ca situație de drept general și nu de o structură de drept de a impune anumite recomandări. Eu, de exemplu, aș fi ascultat dacă eram în locul acestor combinate. Aș fi ascultat cu atenție această conferință de presă și mi-aș fi făcut anumite notiții și aș fi identificat. Asta este o scăpare, este o problemă în sistemul meu sau nu este o problemă, e necesar să lucrez sau la mine totul este absolut legal și aș fi acționat în dependență de ceea ce aș fi determinat ca și problemă. De aceea, într-o dezbatere corectă, cred că cei de la care au ieșit astăzi conferința de presă ar fi trebuit să facă niște solicitări de prezentare de informații, de explicații de la aceste combinate înainte de a face anumite declarații publice pentru a nu nimeri într-o situație pur și simplu incomodă și de disconfort psihologic. Noi am motorizat, am fost la ședințele de deschidere a oferte, la ședințele grupurilor de lucru, am văzut documentele prezentate. Noi nu suntem organ de urmărire penală, de cercetare, de investigare, să spunem așa. Noi am constatat niște, după părerea noastră, anumite scăpări și anumite încălcări și le-am sesizat către societate. Deja eu sper că respectă autoritățile, o să le verifice și noi venim în ajutorul autorităților ca să le sesizăm anumite probleme care ei poate nu le-a ajuns, n-au văzut, n-au reușit să monitorizeze, nu s-au implicat sau alte chestii. Noi le sesizăm, dar dumneavoastră deja cei de la primărie, de exemplu, noi am sesizat problema că ar putea fi o evaziune fiscală, poftim! Luați, în fiecare clasă știe câți copii, la fiecare școală, în fiecare clasă știe câți copii mănâncă, de exemplu, din clasele primare. Plus minus, se face o evaluare, se verifică cifra de afacere a acestui agent economic și se face concluzia relativă. Este acolo evaziune fiscală sau nu? Adică nu este așa de greu. Eu înțeleg, nu poți demonstra, dar ca să faci anumite concluzii prealabile și să știi dacă trebuie să pui accent pe problema respectivă sau nu, nu trebuie să fii mare economist. Ce ține de faptul cu lipsa de concurență? Cine trebuie? Dacă noi am văzut, am fost la licitație, am văzut că pentru fiecare lot a fost fix o ofertă. Ce trebuie să mai facem? Cui să-i mai spunem? Am vorbit apropo pe chestia asta și cu domnul Codreanu și la direcția Rășcani. Toți recunosc că nu este concurență pe segmentul dat. Da. Ce trebuie să mai facem? Ce trebuie să facem în așa caz? Este împărțită piața.
Cum se face? Trebuie să facem noi? Credeți, aveți dovezi? Ce să facă direcția învățământ? Dacă nu sunt, noi n-am spus că direcția educație. Noi am spus că este lipsă de concurență. În cazul dat, conform regulamentului și conform anumitor prevederi a legii privind achizițiile, este posibil de a anula licitația respectivă. Deci nu alimentăm copiii. Și să nu alimentăm. În cazul direcției Rășcani, la care noi am fost la astfel de licitații, mai era timp pentru a anunța încă o licitație. Încitați, altfel noi nu disciplinăm agenții economici. Asta e o cale. A doua cale este la nivel de primărie, fiindcă ele totuși sunt întreprinderi municipale și se poate de discutat cu ei, cu cine gestionează primăria. I-ați chemat vreodată. Înseamnă că primăria nu vrea să facă concurență. Agenții, da. Voi cum să-i chemăm noi? De unde știm? Noi cunoaștem noi pe agenți. Noi putem să vorbim cu directorii de la comerțe. Desigur am fost și am vorbit și ei s-au jeluit că ei abia trag act de curmei, că lor nu le ajunge banii care noi dăm pentru finanțarea meselor, alimentației copiilor. Sunt foarte puțini și ei sunt nevoiți. 65 de bănuți. Bă, închipuiți-vă cu așa bani, vreți mai mult de 30 de grame de carne. Da, ei trebuie să... Păi da, să 110 și schimbările de ce este mai majore. Trebuie să vorbim un pic despre activitatea privată a cantinelor în școală. Dacă ce se întâmplă la acest capitol și dacă au ei dreptul să comercializeze. Pentru că am fost în niște școli și acolo se vinde chiflă, se vând multe. Vă referiți la bufetul școlar? Da, din statutul acestor combinate pot să presteze serviciu de comercializare prin intermediul bufetului. Tocmai de deci aici la care se referea și doamna Revencu. Uh-huh. Deci aceste bufete există, ele sunt prevăzute în contract. Prin decizia Consiliului Municipal se menționează din 22 decembrie 2017 se menționează că aceste întreprinderi din imposibilitatea financiară de existență nu vor achita chiria spațiului și lumina, electricitatea, toate necesitățile. Exact, deci ele sunt pe seama noastră. Aceste suplimente financiare care vin să acopere atât necesitatea combinatului pentru existență, fiindcă, spre deosebire de noi, combinatele mai au un depozit, mai au un sistem administrativ. Dar cineva evaluează acești bani care îi câștigă ei pe seama acestor vânzări? Există sisteme de control financiar care cred că verifică. Deci nu suntem noi în drept ca să monitorizăm modul de gestionare a banilor și nici veniturile pe care le au. Deci chiar să vrem, deci de drept nu putem să ne implicăm în... Deci, dar cine, doamna Revencu, cine ar trebui să-i verifice la acest capitol? În primul rând primărie, dacă deja sunt întreprinderi municipale, ar trebui un audit al acestor cu evaluarea volumului real de vânzări. Și vreau să-i spun doamnei Silvia, cum ei spun că îi leagă greu tei de curmei, sunt în pierderi și mai departe. Odată ce au o activitate comercială care nu este legată, care nu sunt puse anumite restricții, da? Fiindcă ei sunt restricționați doar la cheltuielile gratuite, la prânzurile care uh-huh. din contul buget, nu gratuite. Dar la ceilalți ei au dreptul să-și facă un calcul ca să-și acopere dacă au acolo anumite pierderi. Adică ar putea vinde chifla cei nu cu 3 lei, dar cu 4 lei, ca exemplu. Uh-huh. Da? Vorba numai de pierderi, dar de existența lor, de banii lor, de legele lor. Adică din contul deci dacă ei practică o activitate comercială, din contul ei nu-și acoperă pierderile. Ei nu fac altă activitate comercială decât cea care... Avem doar o minută, pe final suntem. Din școli. Eu, de fapt, sunt de educație veche. Eu țin minte la noi în școală, tata mea a fost director de școală, a deschis cantină în școală și hrănea copiii încă când nu era la modă chestia asta. Și el avea doar un șef, un director pe gospodărie. Directorul acela făcea toate achizițiile, dimineața la ora 5 se ducea și cumpăra lapte proaspăt, carne proaspătă, tot prospicior, ca la ora 6 să fie toate produsele. Și el dar multe, doamna Grigore, multe s-au schimbat de atunci. Eu cred că licitațiile s-au făcut cele mai mari furturi. Dar, din păcate, așa este legea și așa trebuie să facem. Dar eu sunt încrezută că atunci când este un om concret, el să răspundă de sănătatea copiilor, un om care să răspundă de calitatea produselor, din acest om se poate cere.
Cu licitațiile nu poți cere. Cine până la urmă este responsabil că s-a cumpărat? Da, licitația a fost corectă, tot, dar omul vine și aduce niște pește cu vierm. Cine o să răspundă? Păi de este grupul de lucru. Este grupul de lucru. Este grupul de lucru. Fiecare zi, da, bine. Nu răspunde nimeni cu sistema de astăzi. Nu este o responsabilă final. Oricum, toate aceste lucruri urâte trebuie să se oprească și să înceapă a gândi altfel și într-o altă mentalitate. Și sistemul trebuie schimbat, că altfel nu putem să meargă roata așa tăvălucul ăsta permanent. Și ultima întrebare, foarte succint, doamna Negrei. Noi avem o speranță că lucrurile se vor schimba la Direcția Educației, Tineret și Sport într-un moment ca lumea, atitudinea față de direcție să se schimbe și în aspect pozitiv, pentru că până acum mie îmi pare că este un pic negativă atitudinea față de această direcție. În contextul dat, mi-mi pare foarte rău că comunicarea cu reprezentanții comunității pe alocuri pare a fi foarte intens, dar pe alocuri nu chiar. Și fac trimitere la întâlnirea de aseară cu doamna Revencu și doamna Revencu nu mi-a zis ieri că astăzi urmează să fie o conferință de presă, da? Segmentul respectiv. Mm-hmm. Poate că am fi lămurit mai de aproape niște lucruri și cred că aș fi rugat și noi să fim prezenți acolo și scoatem în evidență, pe lângă domeniul care a fost scos în evidență, și niște alt gen de rezultate a Direcției Educației, fiindcă Direcția Educației nu se ocupă doar cu alimentația copiilor și cu achiziții. Deci are un domeniu foarte larg de activitate. Da, aici vă dau dreptate, grădinița de pe strada Galbenă, da, este foarte frumoasă. 139 deschis. Nouă deschis, aceea pe 20. Asta, da. Deci, aici, dacă vom promova și rezultatele de altă categorie și rezultate, da, numai aici vă dau dreptate că aveți activități frumoase și mai departe sunt o sumedenie, da. Și sper că oamenii... La capitolul activități suntem foarte bine. Pagina Direcției Generale e plină și cea de Facebook e plină de activități, dar păreri rău, eu am reproș... Și tot pentru copii și elevii noștri. De ce cu păreri de rău? Cu păreri de bine. Nu, cu părere de rău, nu avem expuse pe pagina Direcției Generale și problemele care sunt și căile lor de soluționare. Da, și aceasta ar schimba un pic atitudinea, da, oamenilor și percepția față de această direcție. Eu vă mulțumesc mult, sper ca să nu ajungem ca și cu produsele alterate în aceeași situație și listele negre se completeze, dar să nu se întâmple nimic cu ele, pentru că asta este și asta ați vorbit și dumneavoastră astăzi. Vrem niște reacții, vrem ca aceste combinate să-și asume responsabilitatea pe care o poartă față de copiii noștri și așteptăm ca până la urmă să se schimbe ceva în mentalitatea noastră și sistemul să ia o altă îmbrăcăminte. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să aveți o seară frumoasă, vă aștept marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi. La revedere!